Din fericire, aerul Constanței pare a fi destul de curat, conform unor măsurători realizate de o organizație elvețiană. Asta nu înseamnă că nu este necesar un plan de menținere și de creștere a calității aerului, spun reprezentanții Gărzii de Mediu. Primăria Constanța a fost amendată de inspector după ce aceștia au descoperit că proiectul, care ar fi trebuit finalizat în urmă cu 2 ani, lipsește cu desăvârșire. Comisarii Gărzii de Mediu Constanța au amendat primăria municipiului cu o sancțiune în valoare de 3.000 de lei pentru lipsa unui plan de administrare a calității aerului în oraș. Am avut un control tematic la primăria Constanța privind întocmirea planului de calitate a aerului, stadiul, și din păcate a fost aplicată sancțiune pentru neîntocmirea acestui plan. El trebuia să fie întocmit din 2019. Acest plan de calitate a aerului tocmai asta cuprinde, va include niște măsuri de reducere a poluării atmosferice în Constanța. Reprezentanții primăriei susțin că vina nu le aparține. În 2018, administrația anterioară a contractat realizarea planului de calitate a aerului de la o firmă care a venit cu un draft, a fost pus în consultare publică și în urma observațiilor trimise de specialiștii de mediu, de la Agenția pentru Protecția Mediului și chiar de la Minister, primăria a solicitat acelui furnizor să actualizeze planul în conformitate cu aceste cerințe. Timp de 2 ani de zile, acel furnizor nu s-a conformat. Acesta este motivul în urma căruia actuala administrație locală a fost nevoită să inițieze o nouă procedură prin care să găsească o firmă capabilă să realizeze o altă strategie. Dacă pe cei contractați anterior i-am așteptat 2 ani de zile, cu cei pe care i-am contractat acum o să o rezolvăm mai repede. E vorba de sănătatea oamenilor, de sănătatea constanțenilor. Dacă nu avem un plan întocmit de specialiști despre ce trebuie să facem ca să îmbunătățim calitatea aerului, care de fapt înseamnă sănătatea oamenilor, nu putem merge mai departe. Oamenii sunt mulțumiți de calitatea aerului din oraș, însă mereu există loc și de mai bine. Acceptabilă. Față de București și alte zone, excepțional. De regulă bun. Mai ales înspre mare. Poluare este, că e mizerie. Praf, minunea asta să știe, că nu avem particulele astea care sunt pătrunzătoare, dar avem mască. În municipiul Constanța sunt amplasate 3 stații de monitorizare a aerului, iar în județ alte 7. Stațiile de monitorizare nu au indicat valori anuale din raportul prezentat de Agenția de Protecție a Mediului ridicate. Situația, putem să spunem că este sub control. Sunt situații izolate, cazuri izolate, dar fără să aibă un impact asupra sănătății populației. În topul celor mai poluate orașe este Iașul, urmat de Cluj-Napoca și București. La polul opus sunt Brăila, Galați și Constanța.